Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric, sau mai degrabă spus, bun venit la o nouă conversație, o conversație care, cum spunem de fiecare dată, ne dorim să fie de un real folos. Și de ce nu? Poate să vă dea niște teme de casă, să vă provoace un pic, să vă gândiți mai mult și să porniți voi la rândul vostru alte discuții bune în comunitățile și în grupurile de prieteni sau prietene din care faceți parte. E bine, astăzi ne-am făcut curaj ca la o emisiune cu femei și pentru femei să abordăm un subiect care se referă la două concepte, mai mult sau mai puțin înțelese, care au devenit mai mult sau mai puțin contradictorii în mintea noastră, cel puțin, și uneori vedem că se inflamează lucrurile în jurul acestor subiecte și asta cred că se întâmplă și pentru că au fost deteriorate de diversi factori. E bine, numai și numai cu Emma și cu Anita puteam astăzi să ne apucăm de un subiect ca și ăsta pe care sigur nu vom reuși să-l acoperim în totalitate, dar vom discuta despre feminism și feminitate. Bun venit, doamnelor! Mă bucur că sunteți aici! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Eu aș zice să o luăm un pic în ordine inversă cu discuția noastră și să pornim de la a vedea ce este neregulă cu aceste două concepte sau cum am ajuns să credem niște lucruri eronate sau care sunt de fapt lucrurile eronate pe care le credem despre ambele concepte. Mai apoi vrem să ne uităm la ce este bun și în cele din urmă vrem să rămânem în minte cu ceea ce ne spune Scriptura despre aceste două concepte. Dar hai să o luăm cu inversul, să vedem, dar ce credem noi eronat și cum aplicăm eronat în viața de zi cu zi sau în comunitățile, în societățile din care facem parte aceste două concepte și vă las pe voi să porniți, să dați tonul de unde vreți și vedem unde ajungem. Anita, pornești tu cu erorile, că ți-ți place să corectezi. Nu neapărat, dar dacă vorbim despre feminism, la origini nu a fost o mișcare în sine care a dăunat. Da? A pornit pe ideea că ar dori și doamnele, domnișoarele să aibă drept de vot sau să aibă un cuvânt de spus în societate, să poată să meargă la lucru efectiv, da? Să aibă o meserie. Pe parcursul anilor însă s-a denaturat acest concept din mai multe cauze. Una dintre aceste cauze culturale, să-i spunem așa, e o extremă pe care au îmbrățișat-o unele femei crezând că astfel își vor redobândi libertatea absolută și se vor identifica prin acest set de reguli, dar știm că legea și regulile ucid. Și ce înseamnă de fapt libertatea absolută? Știi că mi se pare că tot conceptul ăsta sau înțelegerile eronate au survenit din cauza faptului că nu înțelegem alte concepte de bază sau le definim un pic ciudat. Da, sau nu știm să le definim. Exact. Numai libertatea absolută nu există, în primul rând. Nu avem cum să atingem acest ideal și eu nu cred că ele au pornit cu acest cel din prima, pentru că în manifestul lor, pe la sfârșitul secolului XVIII-lea, în Franța a pornit, de fapt, mișcarea, după aia în Anglia și apoi cei mai curând, în anii 50-60, în America, când a luat amploare. Femeile vreau, cum ai spus tu, Anita, lucrurile de bază, cultural vorbind, să aibă acest drept de vot, dreptul la opinie și toate aceste drepturi vin și odată cu dreptul la a studia, la a învăța, la a avea o educație, pentru că cele mai multe cazuri sunt când femeia este fără educație, nu știe să citească. Și atunci, bineînțeles că nici nu poate să-și ofere părerea și nici nu este băgată în seamă. Dar lucrurile se schimbă și odată cu aceste dorințe care nu erau rele în sine, au reușit să obțină. Deci, în esență, cum spuneai și tu, feminismul ca pornire nu a fost o mișcare rea. Orice extremă este dăunătoare și orice mișcare poate să ajungă într-o extremă, orice lucru bun poate să fie dăunător atunci când nu este consumat sau studiat în moderație. Și în ce fel este dăunător? În ce fel vedem noi că își pune amprenta în mod negativ?
Pentru că mi se pare mie că atunci când vorbim despre feminism, instant, când auzim acest termen, sunt două reacții. Fie respingem, mi se pare ceva, noi nu vorbim femei pocăite, cum să vorbim despre feminism. Pe de altă parte, cealaltă extremă este milităm pentru feminism. Deci nu doar că susținem, milităm, adică sușitare cu standardul feminismului. Cale de mijloc nu prea, într-adevăr, femei care să fie echilibrate și temperate în, când vorbim de feminism, mai rar, în sensul că, așa, privind din perspectivă creștină, noi suntem creștini, nu credem într-un feminism care ucide. Și aici vorbim despre uciderea pruncilor, despre avort, care știm foarte bine cât de susținut este de feministele extremiste. Pentru că aici vorbim despre extreme. Un feminist dus la extreme. Un feminism care se axează doar pe latura aceasta dezvoltării personale, a carierei și în, pe altarul acestei ambiții se sacrifică celelalte lucruri, familia, biserica, relația cu Dumnezeu, relația cu prietenii și așa mai departe, iar și o extremă. Deci în acest tip de feminism, noi ca și creștini nu credem. Apropo de ce zici tu de feminismul dus în extremă, citeam tot felul de articole, de site-uri, să văd cam ce zic cei care sunt pro și sunt în extrema asta și în mod foarte interesant, foarte mult, într-adevăr, se pune accentul pe ideea asta de, apropo de libertate absolută, este tradusă ca fiind libertatea de a putea să iei ce decizie vrei tu pentru tine, persoana ta și trupul tău. Și un site pe care nu o să-l numesc, dar bine cunoscut, la un moment dat folosea exprimarea asta, spune așa, dacă noi nu putem, ca și femei, da, să ne alegem un mod liber, felul în care ne comportăm, vorbim, acționăm sau ne prezentăm pe noi înșine, înseamnă că dăm înapoi. Bun, și care este reperul? Pentru că noi avem nevoie de repere. Da. Societatea noastră a avut repere înainte și reperul a fost Biblia. Societatea creștină are ca reper Biblia. Biblia este îndreptarul care îți arată ce este bine și ce este rău. Comportamentul nu este bun sau rău în lumina Scripturii, în lumina Bibliei. Atunci când dăunăm cuiva, s-ar putea ca și un necreștin să susțină ideea că a face rău cuiva nu poate fi un comportament aprobat. Ei bine, în feminism, atunci când faci rău unui corp din tine, unui, nu știu, unei ființe din tine, este acea gândire care nu mai este impregnată de niciun reper, de nicio etică, de deci nicio un altruism, moral. Până la urmă. Da. Haideți să vorbim și despre partea aceasta, da? Pentru că și feminitatea și feminismul se împletesc și au, da, converg între anumite puncte. Și dacă vorbim de partea estetică a feminității, că și despre asta vorbim, da, este modelată cultural, dar există o parte etică a feminității tale în care îți spune nu vă tăma, nu din rea voință, da? Farmecul unui om este bunătatea lui, așa cum ni se spune în proverbe. De aici nu cred într-o feminitate sau, hai să spunem, într-un feminism care nu e altruist. Vreau să intervin, dacă îmi permiți, că cei oamenii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu au anumite tendințe, da? Libertate absolută, fac ce vreau, fac ce îmi place, nimeni nu-mi dictează ce să fac. Însă s-ar putea ca și în mediul creștin, unele persoane, unele femei, să îmbrățișeze tendințele feministe fără să știe lucrul acesta, fără să-și dea seama. Persoanele care sunt foarte mult orientate pe carieră, persoanele care vor să demonstreze că ele pot să facă orice lucru, au forța necesară, au capacitatea necesară, cu orice preț, vreau să fac, oare îndemnurile astea, de unde izvorăsc? Nu tot dintr-o minciună a feminismului, că tu poți singură, te descurci singură și atunci partea aia feminină care înseamnă să fiu din când în când vulnerabilă, să fiu din când în când disponibilă să fiu ajutată și să nu fie rușine de lucrul acesta,
Nu este oare sufocarea feminității și prin această atitudine? Că feminismul ăsta e, feminismul este ceea ce m-a creat Dumnezeu să fiu. Iar feminismul este o mișcare inventată de om, inventată de oameni, un concept creat. Dar eu sunt făcută de creator să fiu feminină, în esența mea de femeie. Evident că feminitatea derivă de la cuvântul femeie. Putem afirma că, într-adevăr, a fi feminină este o caracteristică tipic feminină în contextul în care ne aflăm, în contextul de libertinism, să spunem așa. Așa ne învață Scriptura și sper și îmi doresc ca și spectatoarele noastre să se alinieze modului adevărului Scripturii, care ne învață aceste lucruri. Și vom ajunge acolo, pentru că este important și să definim și să vedem ce înseamnă de fapt să fii feminină și ce este cultural sau nu este cultural. Dar apropo de ce ziceai tu, Emma, de faptul că credem o anumită minciună și apropo și de libertatea asta totală, cred că o traducem și în independență totală. Da. Și cred că minciuna asta este amplificată de social media, pentru că ce vedem este trendul ăsta care, da, acum are foarte multe ramificații, dar e ideea asta de puterea e în tine. Tu poți totul, tu nu ai nevoie de, în mod deosebit, ajutor masculin. Pentru că, cum văd eu lucrurile, mi se pare că independența asta și mi se pare normal, într-o anumită măsură, ca și femeie, povesteam noi de Proverbe 31 când ne-am întâlnit, că nu e vorba de o femeie acolo care nu face nimic, din contră, e vorba de o femeie foarte antreprenorială. Da. Dar mi se pare normal să vrei să contribui la căminul tău, să vrei să faci ceva cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, să te simți de folos. Însă, când asta se transformă într-o bătălie împotriva bărbaților, și cred că e o reacție față de patriarhat, că asta se aude foarte mult, terminologia asta se folosește mult, adică nu mai tolerăm o societate a patriarhatului în care bărbatul are rolul principal în viața comunității. Da. Noi vorbeam tot atunci când ne-am întâlnit că bărbatul și femeia nu trebuie să fie în competiție, nu trebuie să fie în opoziție, ci Dumnezeu a creat cele două entități ca să fie complementare. Și asta e frumusețea echilibrului perfect pe care Dumnezeu l-a intenționat. Nu să ne demonstrăm unii altora că suntem mai slabi sau mai puternici, ci să ne folosim de feminitate și masculinitate ca să creăm acel echilibru frumos pe care Dumnezeu l-a creat în grădina Eden, dar care nu a durat foarte mult. Eu cred că adevărul te face liber și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, nu așa scrie, adevărul te va face liber. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, nu ai cum să îți dai seama de minciunile seculare, nu ai cum, foarte ușor poți să fii captivată de tendințele pe care le-ai emitit și tu din social media, poți să fii captivat și atras și să nu simți că acolo este o legătură, o capcană în care poți cădea foarte ușor. Și aici trebuie să tragem semnalul de alarmă. Ambițiile tale, care sunt și care e motivația din spatele ambițiilor tale? Pentru că de multe ori ambiția nu va fi sub forma unei pasiuni pentru Dumnezeu. De cele mai multe ori, am atât ambiție și pasiune pentru Dumnezeu încât îmi propun să fac următoarele lucruri. Ci ambiția este pentru a demonstra, pentru a atinge un target, a demonstra ceva, că mă descurc și, cum spuneai și tu, că nu am nevoie de ajutorul nimănui. Și da, mass media promovează femeile puternice, filme cu femei puternice și, de fapt, ce spune Biblia? Când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că pot totul prin Hristos care mă întărește, nu prin puterea mea. Deci, din nou, conceptul ăsta de femeie puternică, eu sunt rezervată și îl refuz. Pentru că eu nu sunt puternică. Chiar dacă îți demonstrez o forță, nu este forța mea, este forța pe care o pune Dumnezeu în mine. Și eu asta cred. Nu mai zic, Anita, ești o femeie puternică. Nu, Anita, mă bucur că Dumnezeu ți-a dat putere să faci atâtea lucruri. Sau Dumnezeu te umple de puterea aia care iumește pe cei din jurul tău. Sau Dumnezeu îți dă un anumit dar
pe care să-l folosești în slujba celor din jurul tău ca să-i ajut să crească. Dacă ne uităm la Dumnezeu și la ființa Lui, Dumnezeu este în esență dragoste, dar o dragoste altruistă care oferă. Și ne-a dat fiecarei femei anumite daruri și anumite, hai să spunem așa, înclinații să putem să-L slujim. Ei, și în biserică, acum revenind puțin, există ambiții. Am vrut să atrag un semnal de alarmă, pentru că cred că nu se referă doar la ambițiile pe care le avem în afara carierei. În afara carierei, că și în dorința de a face o grămadă pentru Dumnezeu. Exact. Dar care motivația? La ce cost? Da, care motivația, care motivația și ce ne costă? Da, da. Dumnezeu este Cel care a investit în noi, dar așa cum El a investit în noi, așteaptă ca noi să investim în alții. De aceea, încă o dată subliniez ideea că feminitatea, noi ca femei, suntem cele care dăruim, suntem cele care construim. Și mi-a plăcut foarte mult versetul acela din Proverbe care spune că femeia își zidește casa, nu o dărâmă. Și acum aici știm fiecare ce zidim acasă la noi, că nu trebuie să fie neapărat printr-o cărămidă, ci printr-un sfat bun, printr-o atitudine potrivită. Și legat de ceea ce ne spunea Emma, acest echilibru dintre masculinitate și feminitate care conlucrează, da? Creează până la urmă. Am observat că în familia mea, ambii copii, copiii mei se uită atât la partea masculină a tatălui și observă anumite acțiuni, anumite trăsături a lui, dar și partea feminină. Avem nevoie de ambele ca să existe acea armonie și acel echilibru pe care Dumnezeu l-a intenționat. Bine, că a fost pervertit, acum asta este prin păcat, este o altă poveste. Dar hai să încercăm să facem un pas și să fim atenți și în caminul nostru cu copiii, să avem rolul de femeie, de mamă și rolul de tată, într-o măsură egală. S-ar putea atunci ca persoanele care nu au o familie, femeile care sunt singure, să fie poate mai predispuse la a dori anumite ambiții pe plan personal și nu cumva aceste ambiții izvorăsc dintr-un sentiment de frustrare, de nemulțumire, de a nu te accepta cine ești, cum ești, și atunci încerci să refulezi obținând diverse aprecieri din partea celorlalți? Sau, cred că e și varianta asta, dar pot să vorbesc eu ca reprezentantă din punctul ăsta de vedere. De multe ori trăim, și aici ne apropiem poate un pic mai mult de zona femeilor credincioase, da? Da. Trăim uneori cu impresia că feminitatea își găsește cumva îndeplinirea totală doar în contextul căsniciei. Adică sunt pe deplin feminină doar atunci când sunt soție și mamă. Și ce se întâmplă este că neglijăm, pentru că ne adâncim foarte mult în viața profesională și nu numai în viața profesională, în slujire, în toate lucrurile pe care le facem, și nu ne antrenăm pe cealaltă parte, în care chiar dacă nu trebuie să mă duc acasă să grijesc de niște copii, să hrănesc niște copii, să-i cresc, trebuie să am grijă de căminul meu și trebuie să văd cum pot să-i slujesc pe cei din jurul meu în așa fel încât să-mi îndeplinesc acea feminitate. De asta ne duce un pic mai încolo în conversație. Da, Leslie Lu, din cartea ei, chiar scrie despre acest lucru, că Dumnezeu a intenționat pentru fiecare femeie o măsură de feminitate și este responsabilizat în acest fel să-și o dezvolte pe de-a întregul vieții ei. Deci să nu uităm că feminitatea nu îmbătrânește, nici nu are vârstă. Eu cred în asta, mai ales acum mi-aduc aminte de un exemplu. L-am văzut în bunica mea și poate că este un exemplu relevant pentru că ține de estetic mai mult sau de olfactiv, să spunem așa, da? Bunica, dimineața după ce ne scotea din cameră să aerisească și să spuneai tu că din treburile casei, da? Să aerisească dormitorul și să aranjeze paturile. După ce termina, avea un ritual al ei, dar nu știa că doi ochișori o privesc. Scotea sticluța cu parfum de violete, stropea puțin prin cameră să împrospăteze împreună cu aerul, da? Și apoi
o vedeam sub bureche, așa, își punea baticul și hai la sapă. Dar e momentul ei de, în care se simțea și ea feminină, știa să facă acest lucru. Iar pe partea cealaltă, vorbeam de partea etică a feminității. Dar străbunica mea, prin alianță acum, stă și toată ziua citește scriptura. Are 80 și ceva de ani și știe care timp mai mult să aprofundeze cuvântul. Este un exemplu. Pentru că vrea să stea acolo și să nu se depărteze. Și vă spun ceva, e un model pentru nepoatele din casă, pentru cei din jurul ei. Da, poate unele femei își ascund prea mult feminitatea, poate din anumite complexe, iar altele o expun într-un mod prea extravagant. Și din nou vorbim despre extreme, pentru că modestia, simplitatea, frumusețea, toate sunt ramurile palmierului de care spuneai tu data trecută, palmierului feminității. Da, suntem ființe atât de complexe și toată viața învățăm și putem învăța să fim feminine și putem să învățăm și pe altele. Nu spune acolo că cele mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere, să dăm mai departe feminitatea, să dăm mai departe ceea ce am învățat din Scriptură, ceea ce ne învață Dumnezeu, cine suntem noi în Hristos. Asta ne conferă relaxare. Nu suntem, cineva spunea foarte poetic și frumos că Dumnezeu a luat femeia din coasta lui Adam ca să îi fie aproape de inima lui. Nici mai sus, nici mai prejos, să fie aproape de inima lui. Și Dumnezeu nu a intenționat ca cineva să fie superior intelectual și celălalt să fie inferior, ci pur și simplu a intenționat ca cei doi să învețe să se iubească în cazul unei familii, iar în cazul în care fiecare are un alt drum, adică o femeie are un drum fără să dezvolte o familie, iar un bărbat la fel, să poată să aprecieze și să respecte pe celălalt, pe sexul opus. Exact. Doar pentru că ai făcut o referire la acea exprimare poetică, mi-a adus aminte de un citat pe care l-am subliniat în cartea asta, se cheamă Iisus Mirele de Brand Peter și spune așa, este un citat de la Papa Pius al XI-lea, căci dacă bărbatul este capul, femeia este inima. Apropo de ce ziceai tu. Și din moment ce el ocupă locul principal în conducere, așa și soția trebuie să ceară pentru ea primul loc în dragoste. Aici, evident, se referă la viața de căsnicie, dar foarte bine se leagă de ce ai făcut, de ce ai menționat tu. Nu vreau să bat foarte mult pasul înapoi, dar m-am mai gândit la o extremă dăunătoare, aș spune. Și cred că una dintre cele mai mari daune pe care le-a produs extremismul ăsta în privința feminismului este că ne uităm, poate nu atât de mult la noi încă, dar vedem o cultură a victimizării. Și nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu mine, dar cred că și feminismul este parte din motivul pentru care e foarte greu să mai discernem între ce este abuz, ce nu este abuz. Între ce este discriminare și ce nu este discriminare, între ce trebuie luat personal și ce nu trebuie luat personal. Ne uităm, când ne ducem mai în vest, atât mai mult vedem lupta asta a victimizării. Nu știu, cum priviți voi aspectul ăsta? Chiar ascultam pe drum un reportaj, interviu, o discuție și cineva spunea că noi femeile de ce ne denigrăm? Nu e suficient că la un moment dat am fost denigrate în anumite situații? Nu era o discuție creștină, nu era o tendință creștină, dar am fost surprinsă că cineva a semnalat acest lucru, că de ce ne denigrăm? Și uneori poate prin comportamentul nostru ne denigrăm mai mult. Prin ideile pe care le adoptăm, ne denigrăm. Și eu zic că, da, ai dreptate cu această tendință de victimizare, pentru că de acolo a izbucnit revolta. Revolta de nu am nevoie de ajutor, nu am nevoie de nimeni, mă descurc singură, pot să fac cu tare și cu tare lucru, pot să demonstrez. Și chiar amintea cineva de acest nou film, care e lansat, Cruella, o știți din povestea celor 101 de dalmațieni, și încerci să scuzi un comportament negativ, un personaj negativ,
care este rău și narcisist, încerci să-l scuzi din cauza trecutului, că de fapt nu este chiar atât de rău precum apare și că de fapt în esență e un om bun. Este o minciună. Pentru că Dumnezeu spune să scoți răul acesta din mijlocul poporului, să nu tolerezi răul din mijlocul poporului. Deci discernerea și înțelepciunea sunt factorii principali în a ne defini principiile, atât cu privire la feminitate, da? Adică feminitate nu e doar femeia care stă acasă, gătește, tace, nu are opinie, stă cu minte în banca ei, și versus feminism, care este opusul, ridică steagul și sabia. Ce este atunci feminismul echilibrat? Cum ajungem la acel echilibru? Și ce este feminitatea sănătoasă? Cred că feminitatea este un conglomerat, așa ca un ciorchine, dacă ne-am imagina și am încercat o definiție în van, că până la urmă fiecare femeie se cunoaște foarte bine și știe care sunt aturile și știe unde mai are de lucrat. Dar așa, ca să încercăm o definiție, da? E un conglomerat, ca un ciorchine din care iei câte o roadă. Hai să spunem așa, dacă ne-am referit la farmecul unui om, feminitatea este și farmec, da? Și în Scriptură zice că farmecul unui om este bunătatea lui, este o roadă deja a Duhului. Cred că o feminitate autentică poate să izvorească doar dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Să nu cadă în extreme. Echilibrul acesta, întotdeauna raportarea la Dumnezeu, raportarea la cuvântul său, la principiile sale, cred că este esențială în păstrarea acestui echilibru în, al feminității, al femeilor în general, da? Pentru că foarte mult cultura mizează pe o feminitate care înseamnă numai senzualitate. Nu este. Nu este senzualitate. Da, e adevărat, arta, putem afirma acest lucru, a izvorât, a fost inspirată de farmecul feminin. Pentru că primele portrete sunt ale unor femei. Da, dar nu e atât. Deci, din punct de vedere cultural, ar trebui îmbogățită această parte. O femeie frumoasă, oricum n-ajungi la idealul de frumusețe, nu există. Nimeni nu-l poate atinge. Cum să nu, în cultura noastră există un Miss Univers, există un Miss nu știu de care, nu ăla este oare... Și se schimbă targetul din generație în generație acel... Dar ție ți-a plăcut de Miss Univers de anul trecut? Mie nu, de exemplu. Dar adică m-am uitat. Nu pot contesta frumusețea feminină de dragul de a spune dar asta. Dar nu poți nici compara, pentru că e subiectivă. Da. Exact, deci nu există frumusețe. Oricât te-ai lupta și văd aici, da, o luptă a deșertăciunii, să atingi acea frumusețe ideală, cât cea mai bună variantă a ta. Bine, fă, dar nu numai atât. Îmbogățește-te și spiritual pe dinăuntru, pentru că degeaba e o femeie absolut superbă, aranjată, în gestică, este controlată, în timbrul vocii, știe să-l folosească în avantajul ei. Oricât de mult, oricâte plusuri ar avea, fără o inimă bună, o vezi că nu, îi lipsește ceva. Și acel ceva, cred eu, că se naște numai din Dumnezeu și mântuirea pe care ți-o oferă El. Continui cu ciorchinele tău, pentru că un punct forte din roada Duhului este înfrânarea poftelor. Acolo este echilibru maxim. Înfrânarea poftelor. Pofta de a mă expune, pofta de a fi apreciată. E o poftă acolo. E o dorință pe care nu poți înfrâna, într-adevăr. Pe care nu poți înfrâna. Dorința sau pofta de a nu fi cumpătat în lucrurile pe care mi le achiziționez, pentru că sunt niște goluri, niște frustrări. Și cred că, pentru că ai făcut mențiunile astea, Emma, cred că de foarte multe ori, și apropo și de social media și de ce ne spune și la ce ne încurajează și câte reclame vedem și așa mai departe, trăim și cu impresia că dacă nu avem anumite lucruri, nu ne putem exprima feminitatea.
Și dacă n-ai valoare. Nu avem nu știu câte perechi de pantofi sau dacă nu avem nu știu câte ținute de nu știu ce soi, pentru că asta vedem. Cred că femeile care le au ajuns la concluzia că sunt tot nefericite și tot neîmplinite. Pentru că golul acela este umplut de modul în care mă accept pe mine, locul pe care l-am și modul în care pot să influențez și să ofer celor din jurul meu, din viața mea, așa cum spui tu, cu bunătate. Și atunci, din punct de vedere al Scripturii, ce înseamnă feminitatea? Care sunt trăsăturile care descriu feminitatea, care compun feminitatea? Mie îmi place din proverbe, cum spune că femeia înțeleaptă râde de ziua de mâine. Și asta nu este un lucru simplu de realizat în zilele noastre, pentru că așa cum există o serie de presiuni de la locul de muncă, poate chiar din biserică, poate chiar din cămin, le lăsăm uneori să intervină și să bruieze puțin relația pe care, vocea pe care o auzim de la Domnul, spunându-ne clar în cuvântul său, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate aduceți mulțumiri în primul rând. Da? Deci feminitatea cred că izvorăște dintr-o inimă mulțumită cu ceea ce Dumnezeu îți oferă și la rândul tău cu ceea ce poți să oferi tu. Mie îmi spune Biblia un lucru interesant. Nu scrie în Biblie și o să-ți spun ce scrie. Legat de vestimentație, avem foarte multe descrieri cu privire la hainele preoțești, haina lui Iosif. Avem exemple de haine și cele mai multe ori hainele astea au fost purtate de bărbați. Se spune cum e tunica, cum sunt pantalonii, din ce material. Nu avem nicio descriere de haină feminină în Biblie. Eu nu mi-amintesc. Voi vă amintiți să fie o descriere? Doar că știm că biserica este ca o mireasă. Deci de la sine înțeles că femeia se îmbrăca, se împodobea. Nu trebuia să mai descrie, să fie o descriere acolo. De la sine înțeles că femeile își împleteau părul, că se aranjau, că aveau haine frumoase. De aia spune să nu conste în asta. Da. În împletitură, adică da, îți poți împleti părul, dar nu în asta să conste, nu în hainele frumoase, le porți, dar nu asta. Și ci un duh smerit, un duh, asta spune, ca să avem. Deci putem să purtăm haine, nimeni nu vă interzice să purtați haine frumoase, nimeni nu vă interzice să vă aranjați din potrivă, dar nu în asta să conste, ci într-un duh smerit. Da, și femeia aceasta din Scriptură, tot de acolo din Proverbe, urmărind-o, este lăudată prin faptele ei, acțiunile ei progresiste. Atât în familie, cât și în societate, cât și în biserică. Ai lăsat iar un termen, un termen, crezi că n-am l-am observat? Să nu ne placă ideea că feminismul este, feminitatea este ceva static. Exact. Sau ce spuneam mai înainte din citatul respectiv, că avem impresia că un anumit tip de feminitate sau feminism ne face să regresăm și să progresăm. Exact. Asta e diferența exact. Aici. Da, și ne uităm la femei din jurul nostru credincioase, care au o anumită vârstă și câtă demnitate și câtă feminitate putem vedea la ele, nu? Vezi, asta e interesant, pentru că mi se pare că atunci când ne gândim la feminitatea biblică și ne gândim la actul creației, nu că de acolo începem, de la faptul că, da, exact cum povesteam mai devreme, Dumnezeu ia din coasta lui Adam și o creează pe Eva și spune că e un ajutor potrivit. Și nouă ni se pare că cumva subordonarea asta sau faptul că suntem un ajutor și nu suntem un lider neapărat, nu ne dă demnitate. Bun, și asta nu este cumva minciunea luciferică. Este o problemă în momentul în care nu ești mulțumită că Dumnezeu te-a pus să fii un ajutor potrivit, care mie mi se pare totuși o funcție importantă. Nu? Acum și fizic vorbind, dacă ești un assistant manager, tu știi toate lucrurile, știi toate detaliile. Poate că unor le știi mai bine decât capul mare. Da, da, deci e onoare, e o onoare. Hai să privim cu onoare slujba asta, nu cu frustrare că nu suntem noi, că și noi suntem lideri în casele noastre.
De multe ori și soțul ne ajută în rezolvarea, sau mă rog, un soț, un tată, un prieten, un verișor, un neam, te ajută în lucrurile pe care tu le dictezi, tu vrei să le faci într-un anume fel. Vede un ogor și îl cumpără. Înseamnă că iese afară din zidurile casei, nu? Rămâne doar acasă, în perimetrul casei. Îl cumpără cu ajutorul soțului sau tatălui. Asta nu scrie. Nu scrie. Vede un ogor, îl cumpără. Merge, îl vede, negociază. Posibil că gestiona niște fonduri ale casei. Gestiona, cu siguranță, pentru că avea slugi, le spunea ce să facă, exact, le dădea de lucru. Așa cum avem și noi în zilele noastre slugi. Mm-hmm. Avem. Mașina de spălat vase, mașina de spălat haine, aspiratorul, sunt slugi credincioase, aia că sunt sub altă formă. Nu? Nu e așa? Absolut. Corect. Da, cred că întorcându-ne la actul creației, știi, în loc să vedem faptul că, în primul rând, vorbeam de identitate mai devreme, nu? Că Dumnezeu ne-a creat. În primul rând ne-a creat. Adică de acolo începem. Da. Și ne-a creat nu din greșeală, nu a fost o eroare, ci ne-a creat în mod specific ca femei, da? Ca fiind feminine. Adică feminitatea nu e ceea ce ne închipuim noi de multe ori, pentru că vedem că exteriorizarea feminității se schimbă de-a lungul secolelor, de-a lungul perioadelor istorice și așa mai departe. Și acum, în prezent, dacă ne uităm la cine știe ce alte culturi, s-ar putea să nu ne separă feminin să ai niște, exact, inele, cercuri, pe gât, niște, da, inele ca să-ți lungească gâtul. Da, sau mai știu ce altceva. Dar începem de acolo, că Dumnezeu ne-a creat și ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Asta e identitatea noastră și cred că de multe ori nu o ratăm, cunoaștem, că nu suntem mulțumiți. Exact. Nu suntem mulțumite și trebuie să o cunoaștem. Și ne fură. La orice vârstă. Mm. Și ne fură, da, mai sunt și hoți din ăștia de feminitate. Da? Ambiția, ești prea, hai să spun, lipsit sau lipsită de altruism. Mm-hmm. Nu prea ai timp să te gândești la alții, că trebuie să mergi la sală non-stop, mm-hmm, sau trebuie să bifezi toate lucrurile de pe lista ta. Ei, cred că acolo mai ciuntesc acești mici hoți, dacă nu avem grijă. Pentru că, da, toate suntem vulnerabile. Am căzut și eu în capcană uneori, da? Dar știm, putem să ne redresăm. Avem un îndreptar, avem niște principii clare. Știm ce să facem. Este și hoțul comodității. O altă extremă. Când nu dai preț pe înfățișare, pe modul în care arăți, e un alt hoț. O altă extremă. Ne salvează, cred că, media, cultura acum, care ne tot arată imagine. Nu întotdeauna. Cu toate că, da, de multe ori nu e așa că zicem că după ce o femeie se căsătorește, se idelăsătoare cu persoana proprie. Și vedem multe exemple de asemenea natură, că nu se mai îngrijește de sine pentru că trebuie, mm-hmm, să facă pentru ceilalți. Și atunci acolo... Victimizarea? Exact. Dar Dumnezeu încurajează ungerea, să răspândești o mireasmă frumoasă, să ai hainele ca o mireasă. Nu spune că după nuntă, gata, nu mai ești mireasa. Ești mireasa lui câtă vreme trăiești. Mm-hmm. Da. Cum mai, hai să mai adăugăm un pic la ideea asta de feminitate. Știu că în poveștile noastre e mai făcut referire și la meseria ta, din care ai obținut de acolo o perspectivă legată de cum se vede feminitatea. Da, vorbim despre fizic. Mm. Și fizicul, cum aminteați și voi, are diverse extreme, ori o preocupare excesivă asupra fizicului, ori lipsa acestei preocupări. Eu sunt într-adevăr în spatele camerei de multe ori și feminitatea e formată din forme, nu? Uh-huh. Când vezi o femeie însărcinată, este explozia, apogeul frumuseții. Și cine a trecut pe acolo a simțit și a văzut cât de mult se îmbunătățește pielea, părul, cât de mult radiezi, efectiv, pentru că este acolo o viață, încă o inimă care bate în tine. Porți în pântecul tău un copil și, Anita, tu poți să exprimi mai bine, poate, frumusețea asta pe care ai simțit-o și ai trăit-o în acele momente când așteptai pe copiii tăi.
Și da, sunt forme, sunt formele alea frumoase pe care vrem să le scoatem în evidență, nu într-un mod senzual sau sexual, ci în modul estetic care te face să admiri lucrul respectiv, care nu dăunează, nu te duce cu gândul la nimic altceva decât la viață, la frumusețe și la un soi de perfecțiune chiar. Nu-i greșit să spunem. O perfecțiune în imperfecțiunea noastră. Da. Confirmă. Partea aceasta cu sarcina și cu perioada aceasta este într-adevăr, cred că este pusă deoparte pentru fiecare la un moment dat. Mă gândesc doar că ești cea mai vulnerabilă în momentul respectiv. Cel puțin eu m-am simțit extrem de vulnerabilă și extrem de responsabilă cu ceea ce mănânc, cu ceea ce fac, astfel încât să nu afecteze. Mă gândeam mai mult, nu la mine neapărat, mă gândeam la viața dinăuntrul meu, dar și pe măsură emoțiile sunt foarte, foarte diferite în sarcină, în sensul că ating noi înălțimi, noi sensibilități. Și da, feminitatea izvorăște, cred că și de acolo, din sensibilitatea aceasta. Am putea spune că instinctul matern este, nu știu, o trăsătură a feminității? Și nu ne referim, când zic instinctul matern, nu mă refer doar în momentul în care devii mamă. Da, da, cred că fiecare femeie îl are, fiecare fată, și îl poate dezvolta, chiar dacă nu din trupul ei, poate să răsfrângă acest instinct și poate să ofere, cred că poate să ofere dragoste necondiționată unui copil sau unei persoane care are nevoie de ea în respectivul moment. Da. Ce ne mai zice Scriptura despre asta? Ce mai vrem să completăm? Ce mai vrem să exprimăm ca să clarificăm cât de mult se poate poziția pe care noi ar trebui să avem ca și femei creștine vis-a-vis de feminism și feminitate? Dumnezeu nu a intenționat să înjosească femeia, cum am menționat, și atunci când Pavel spune ca femeia să tacă, ăsta este exemplul la care m-am gândit și mulți fac referire la acest verset, mulți au explicat în diverse moduri, îmi exprim și eu acum înțelegerea pe baza unor studii. În vremea respectivă am amintit că multe femei nu erau cu școală, nu citeau, ele nu puteau să citească scripturile. Și atunci un om care cunoștea litera, care citea, era considerat un om înțelept și era respectat, era admirat. Și de aceea femeilor li se dă acest îndemn să întrebe acasă, să-și întrebe acasă soții cu privire la lucrurile pe care ele nu le înțeleg. Asta nu înseamnă că ea nu are opinie. De vreme ce ei discută acasă, înseamnă că ea își exprimă niște opinii. Deci nu trebuie să privim din acest punct de vedere că femeia nu trebuie să vorbească, trebuie să tacă, nu are voie să-și exprime opiniile. Pentru că tot Pavel spune că femeia trebuie să învețe pe celelalte mai tinere. Înseamnă că femeia a învățat anumite lucruri. Și fiecare trebuie să ne supunem unul altuia în dragostea lui Hristos. Și când ne supunem unul altuia și când îl privim pe celălalt mai presus de noi, acolo nu vorbește despre sexe, nu vorbește femeia sau bărbatul. Fiecare să-l privească pe celălalt mai presus. În momentul în care eu îmi privesc soțul mai presus, îl cinstesc. Și pentru că eu îl cinstesc, o să mă privească și el mai presus și o să mă cinstească. Și nu trebuie să fie soțul, trebuie să fie colegul, trebuie să fie oamenii cu care lucrez în biserică. Vorbim despre perimetrul bisericii pentru că noi înțelegem conceptul acesta de a ne privi unul pe altul superior. Și atunci nimeni nu e inferior. Dacă tu mă privești pe mine mai presus decât tine, eu te privesc pe tine mai presus decât mine, nimeni nu e în dezavantaj. Și este frumusețea și armonia comunității creștine pe care o putem dezvolta și putem să arătăm lumii prin comportamentul acesta că nu avem acele lupte interioare și putem să atingem acest lucru, nu este imposibil. Cred că atunci când
dacă ne gândim și pornim de la ideea asta că suntem și trăim, da, în fie că vorbim de acasă, de relația soț-soție, de comunitatea noastră de acasă, de căminul nostru, fie că vorbim despre un grup de prieteni, fie că vorbim despre biserică, nu, atunci când ne raportăm unii la ceilalți prin prisma asta faptului că sunt aici gata să te slujesc, dacă e din partea fiecăruia, deja cred că dispare și ideea asta de faptul că cineva domină sau cineva e mai presus decât altcineva. Nu, atunci când urmăm exemplul, în fond, exemplul lui Hristos de slujire și ne facem cei mai neînsemnați, nu? Ne coborâm să spălăm picioarele, cred că deja nici măcar nu mai avem timp să ne gândim la faptul că soțul sau bărbații din viața noastră sunt mai dominanți sau au o poziție mai dominantă în societate. Metanoia, și uite așa, metanoia ne ajută. Da. Metanoia. Exact. Asta și e schimbarea minții, da. Și uite așa, dobândim echilibrul despre care toți ne-l dorim și despre care am vorbit în această emisiune. Deci am rezolvat problema. Nu. Acum începe munca de rezolvare, de acum începe. Păi pe hârtie am rezolvat. Pe hârtie, da. Și ce avem de făcut? Hai să plecăm cu asta. Ce avem de făcut? Să avem gândul lui Hristos. Și orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Care este gândul meu? Gândul meu este să îmi fac o firmă. Bun gând ai avut. Hai să vedem. Ești susținută de familie, de soț, de prieteni, de cei din jur, consultă-te. Și în primul rând consultă-te cu Dumnezeu. Pentru că El o să spună clar ce trebuie să faci. El niciodată nu dă sfaturi sau nu îți dă răspunsuri îndoielnice. Atunci când Dumnezeu îți spune ce să faci, nu vei fi niciodată în poziția asta de oare așa o fi. Și eu pe asta mizez, să caut să fiu un gândul lui Hristos, să mă fac în orice lucru, să știu sigur că El este de acord cu planurile pe care le am și planurile mele să fie planurile Lui. Și pentru asta trebuie să-L cunoaștem pe El mai bine, nu? Și cuvântul Lui. Și cuvântul Lui, exact. Și atunci, unde ne canalizăm energia și atenția? Nu? Spre cine e mai presus sau cine e mai prejos sau spre timpul pe care îl petrecem studiind Scripturile și având inima și mintea deschisă? Anita, ce să mai facem de aici încolo? Care să rodim, pentru că să rodim, ăsta este gândul meu, ca femei, da, și Dumnezeu, cred că a intenționat acest lucru și dacă nu rodești, dacă nu ești căsătorită sau nu ai oportunitatea să rodești fizic, da, să ții în brațe copii, rodește pentru Hristos și acum știi ce să culegi din ciorchine, ai dragoste, ai pace, e o muncă, e o întreagă muncă de o viață ca să ajungi să fii roditoare în acest aspect. Și cred că de acolo vei avea acea inimă mulțumită, o inimă fericită, așa cum spunea Pliniu cel tânăr, mi-a plăcut citatul lui, o inimă mulțumită este o inimă fericită. Și noi ca femei putem fi fericite prin feminitatea noastră roditoare. Și apropo de ideea asta de a face orice gând rob ascultării lui Dumnezeu, lui Hristos, cred că un alt exercițiu periculos de altfel este să rugăm efectiv pe Dumnezeu să ne arate unde șchiopătăm, ce nu-i bun în inima noastră, ce gând nepotrivit am tolerat sau trăim cu el sau ce abordare nepotrivită și nesănătoasă culegem de prin social media sau de pe altundeva și cred că Dumnezeu răspunde la asemenea rugăciuni și face ordine. Cercetează-mă, Doamne, și vezi exact dacă sunt pe calea veșniciei. Era rugăciunea lui David, a unui împărat. De ce ne-ar fi teamă? Doar dacă nu vrem să renunțăm la anumite obiceiuri nesănătoase. Doar dacă nu vrem să renunțăm la chipsuri și la cola. Mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru, mulțumesc pentru discuția asta și sper să putem să o reluăm și într-o altă dată, pentru că doar am deschis așa o cutie acum și putem să mergem mult și bine, mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, Adrina dragă! Vă mulțumim și vouă că ați stat de povești cu noi. Sper din toată inima, așa cum am zis și la începutul emisiunii, că au fost niște discuții care v-au dat niște teme de gândire și că aceste discuții le veți duce mai departe și veți cerceta mai mult. Până ne vedem data viitoare, vă invit să ne căutați pe social media, ne găsiți peste tot la Asimetric TV. Pe curând!